La sfârșitul săptămânii trecute, 11 bărbați au fost surprinși de oamenii legi în timp ce susrăgeau piese metalice de la vagoane aflate în tirajul unei stații de cale ferată din portul Constanța. Peste 11 tone de componente de cale ferată valorificate de cei în cauză la un centru de colectare a deșeurilor feroase au fost ridicate de către poliții și restituite reprezentanților CFRM. Cei 11 bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 45 de ani din județele Constanța, Călăraș, Brașov, Olt, Botoșan și Sălaj sunt bănuiți că în perioada 24 octombrie-29 noiembrie ar fi demontat și sustras piese metalice de la vagoane aflate în triajul unei stații de cale ferată din portul Constanța. Ulterior, bunurile ar fi fost transportate cu trei autoturisme conduse de alți trei bărbați cu vârste între 38 și 44 de ani din județele Constanța și Ialomița și valorificate la un centru de colectare a deșeurilor feroase și neferoase din localitatea Techirghiol, administrat de un bărbat de 46 de ani. În urma efectuării percheziției la sediul firmei din Techirghiol, polițiștii au depistat peste 11 tone de componente de cale ferată, bunuri ce au fost ridicate și predate reprezentanților CFR. Cercetările continuă în vederea documentării întregi activități infracționale și recuperării prejudiciului cauzat. Cei în cauza au fost reținuți pentru 24 de ore, iar apoi au fost prezentați judecătoriei Constanța, care a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile pentru doi dintre ei, arestul la domiciliu pentru patru, iar față de șapte a fost dispusă măsura controlului judiciar.